Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, domnul Dan Tomozei, jurnalist român stabilit în China. Așa scrie pe foaia asta, citesc. Bună seara, bine bună ai venit. Bună seara, domnule Tucă, vă mulțumesc pentru invitație. Era să zic, nu face nimic. Eu în sfârșit în studio, nu? Am mai vorbit așa, am făcut și prin, și prin Zoom. Chiar așa, se fac emisiuni prin Zoom? Se folosește Zoom-ul, tehnologia în China? În absolut orice domeniu, evident, inclusiv în pe televiziune, zona mass media, și o dezvoltare sau un exces de internet a fost după ce s-a declanșat conflictul. Pandemia. Nu neapărat și pandemia. În timpul pandemiei a fost folosită în principal pentru conferințele de presă. Au fost acreditați jurnaliști la Wuhan, locați în hoteluri desemnate, iar conferințele de presă se țineau jurnaliștii în camere de hotel, iar oficialii în sală desemnată oficială. A, prin Zoom. Da, da. Asta. Iar după ce s-a după declanșarea războiului din Ucraina, corespondenții chinezi care sunt în zona de conflict folosesc în principal. Da, au relatări de la fața locului, că aici vin foarte puține informații. Au, în Rusia sau în Bakhmut, Ucraina? În Ucraina, în zona de conflict, au și corespondenții angajați ucrainieni, dar și chinezi sunt în teren. Și transmit de acolo? Adică... Da, da, da. Că în România nu prea e nimeni, adică au fost la începutul câțiva acreditări? Au avut de la început. Și care e linia relatărilor? Una extrem de detașată și de un apel permanent de a vedea totul în cadru larg, nu decupat. În sensul că chinezii, și eu spun asta și la nivel diplomatic, la nivel oficial, guvern, situația din Ucraina vizează întreaga Europa, Europa trebuie să dialogueze cu Rusia, Rusia trebuie să respecte integritatea și suveranitatea teritorială. Și aici fac eu o paranteză. Pare un mesaj dublu, dar nu este, pentru că în momentul în care China vorbește de integritate, suveranitate, respect pentru teritoriu, are în vedere Taiwanul. Și în momentul în care încerci să vezi cadrul cât mai larg pe zona asta, înțelegi că mesajul nu se adresează neapărat Rusiei și nu neapărat europenilor. Înțelegi că se adresează americanilor. Am înțeles. Americanii trebuie să-i lase pe europeni să-și rezolve singuri propriile probleme. Europa, Comisia Europeană, Europeană trebuie să se îndrepte la dialog, să revină la dialog cu Rusia. Asta e pe scurt. Dan Tomozei, în perioada 92-2010, 1992-2010, a activat în presa locală și națională din România, unde a fost corespondent, redactor, redactor șef, producător, la Tribuna din Sibiu, Mediafax, ProTV, Jurnalul Național, Dacii Liberi. A fost desemnat mai multe rânduri jurnalistul anului în presa locală și națională, recompensat cu premii și cu burse naționale și europene pentru activitatea jurnalistică. Din octombrie 2010 este expert al secției de limba română Radio China Internațional. Cum ai ajuns în China? Am trimis un CV. Cineva, o foarte bună prietenă, corespondentul Radio România la Sibiu, Carmen Vulcan, care a lucrat în perioada 99-2001 la Beijing, la Radio China Internațional, înțelegând involuția mea profesională cauzată de războaiele pe care le duceam la Sibiu cu administrația din acea perioadă, în primăvara lui 2010 mi-a cerut un CV pe care l-a trimis foștilor ei colegi. Ei aveau nevoie de, hai să spunem, profesioniști în presă. Și am fost avertizat, dă-mi un CV, am privit-o puțin cu sceptic, cu neseriozitate, nu mă interesa, sincer. Mm-hmm. Și aveam războaiele mele și eram atât de mult prins în ele, încât nu vedeam decât nebunia presei. Și mi s-a spus, dă-mi CV-ul, dar probabil că va dura câteva luni. Și zic, foarte bine, am scăpat de o grijă. Și în 3 zile a venit răspunsul să mă duc. Și am spus, ăsta a fost răspunsul, unde-i Beijing-ul? Mm-hmm. Am ajuns și te-ai urcat în avion? Asta se întâmpla în martie 2010. Am ajuns abia pe 19 octombrie 2010, pentru că aveam ziarul meu, aveam probleme acasă,
cu familia, trebuia să închid foarte multe lucruri. Și de atunci în China. Și de atunci sunt, aici sunt chinez, comunist și mai nou putinist, acolo sunt român. Putinist? De ce? M-am găsit în listele din ultima perioadă. Dar chiar nu te-am auzit vreodată să... Sunt putinist și în paranteză este scris în una dintre liste cu precădere pe mesaj chinez. A, putinist pentru că mesajul este mesajul chinez. Da. Mi se pare. Bine, a fost o perioadă în care ai lucrat la Jurnalul Național și ai putut să scrii despre primarele nostru național, A fost Klaus șansa Werner Iohannis. Mea de a arăta atât cât s-a putut ce se întâmplă la Sibiu. Și a fost pentru mine Jurnalul Național, dincolo de faptul că reușeam și eram singurul corespondent de presă sau singurul ziarist care scriam ce se întâmplă la Sibiu. La Sibiu mai era Albin Marinescu, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte, astea, a fost unul dintre... El a fost direct vizat. Albin Marinescu a fost evacuat cu cărți, a fost prima bibliotecă privată din România, înființată după 1990. El n-a fost anunțat când va fi făcută evacuarea și cărți de extremă valoare, vorbind de mii de cărți, au fost aruncate în stradă, în bătaie de joc. El a fost motivat și vizat direct. Ce am făcut, alăturarea mea a fost pentru că am văzut oamenii. Pentru că a scris foarte multe anchete. Eu mi-aduc aminte de... Știu că mi-a trimis și mie la... A murit acum câțiva ani, anul trecut. Anul trecut. Sau un an jumate. Da, Dumnezeu să-l ierte. Da, vremuri grele. Dar apropo de Iohannis, pentru că ai vorbit despre asta și în emisiunea față în față cu Ion Cristoiu. E adevărat, nu cred că e legendă, imaginea aia, am povestea, de fapt, întâmplarea. E adevărat că singura mașină parcată în fața primăriei, acolo în toată aia, era mașina lui Iohannis? Cele patru mașini. A, patru? Au fost patru limuzine succesive. Un Mercedes, un Audi, un BMW, un ADN. Întotdeauna avea o mașină, era singura parcată. Singurul care avea voie cu mașina în Piața Mare. În rest, nu avea nimeni. Și când întrebam de ce, răspunsul a fost standard. Sunt reprezentantul oficial în administrația locală a brandului. Păi asta înseamnă mită. Asta înseamnă... Bun, pe mine nu m-a înșelat nicio secundă că Iohannis o să fie neamțul și așa mai departe. România lucrului bine făcut, pentru că știam foarte multe din anchetele, din materialele pe care le trimiteai, plus povești ale prietenilor de acolo, cum este... Știți, mă rog, cât asta de e... mult, știți cât de mult seamănă presa națională din România ultimilor ani cu presa din Sibiu de acum 10-20 de ani? Este unul la unul. E la fel. Și o să vă fac o paranteză. Colaboram cu dumneavoastră la Jurnalul Național și în Sibiu aveam stația Antena 1, Sibiu. În campania electorală, fostul Partid Conservator era călcat în picioare pentru că cel care coordona Antena 1 Sibiu era de partea cealaltă. Ah. Anchetele mele niciodată nu erau preluate. Bine, asta înseamnă, vezi, la Jurnalul întotdeauna era libertate pentru că eram eu. A fost. Și nu exagerez cu nimic și nici nu mă dau mare că nu e cazul. Da, e incredibil. Totuși, mai un pic și Iohannis își termină cele două mandate. 10 ani, contează mai puțin asta. Hai să ne întoarcem la China, pentru că vreau să aflu cât mai multe și eu, să afle oamenii care ne urmează, bineînțeles și eu odată cu ei. Apropo de Taiwan, da? Cum stau, care e relatarea, care e povestea pentru cei care știu mai puțin? De ce Taiwanul, de ce e o problemă, de ce întotdeauna când vine vorba despre și în conflictul cu din Ucraina, războiul din Ucraina, englezii auzi, chinezii vorbesc despre respectarea teritoriului și așa mai departe, exact ce spuneai mai devreme. Ar trebui să facem o scurtă istorie. Din perspectivă istorică, insula Taiwan este parte a teritoriului și Imperiului Chinez de la 1689, dacă nu greșesc. Vorbim de sute de ani. Momentul în care, după al doilea război mondial, forțele conduse de Mao Zedong, forțele patriotice, revoluționare, s-au luptat în interiorul Chinei cu forțele naționaliste conduse de Chiang Kai-shek și susținute de americani, britanici, occident, pentru că au pierdut bătălia internă de control a teritoriului zonei continentale chineze, naționaliștii s-au retras în Taiwan. De ce în Taiwan și nu în altă parte? Pentru că Japonia deținea controlul asupra insulei.
A fost o înțelegere chiar dacă americană. Era a Chinei. Da. Prin urmare, naționaliștii s-au retras într-un teritoriu al Chinei. Nu s-au retras într-un teritoriu străin. După acel moment, armata americană, pentru care deja controla toată zona Asiei din punct de vedere militar, a intervenit în strâmtoarea Taiwan și a făcut o, să-i spunem, o blocadă. Ce se cunoaște din perspectivă istorică și cei care au studiat fenomenul pot confirma, este că zeci de ani după momentul 1 octombrie 1949, când China și-a Republica Populară Chineză și-a proclamat independența, zeci de ani la ore fixe de pe malul continental spre malul taiwanez se trăgeau insular. Salve de tun doar pentru a avertiza suntem aici. Niciodată Taiwanul nu a fost rupt din teritoriul administrativ al Republicii Populare Chineze, chiar dacă, având sprijin britanic, englez, occidental în general, până în 1972, întreaga China. Vorbim de, la acel moment, vorbeam de 556 de milioane de oameni, era reprezentat de Taiwan, nu de Beijing. În urma discuțiilor intermediate sub o anumită formă și de România, după 72, când în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Beijingul este și Republica Populară Chineză este recunoscută de facto titularul scaunului în cadrul Organizației Națiunilor Unite, abia atunci Taiwanul încet este retras din poziția de control administrativ și de reprezentare asupra întregii Chine. Mai mult, în 72, 79 și, dacă nu greșesc, 81, sunt cele trei comunicate comune, iar argument diplomatic, politic și în relația economică și militară între Statele Unite și China, cele trei comunicate menționează foarte clar titularul asupra întregului teritoriu al Chinei, inclusiv asupra Taiwanului, este Beijingul. Chestiunile astea de notă diplomatică pe care Statele Unite le recunoaște chiar și astăzi, pe care frecvent și aproape obsesiv Beijingul la nivelul Ministerului Chinez de Externe le prezintă în absolut toate momentele de tensiuni, cum a fost anul trecut vizita doamnei Pelosi sau prezența frecventă a fregatelor sau portavioanelor sau navelor de război americane în proximitatea, nu au mai intrat, în proximitatea insulei, n-au mai intrat de foarte mulți ani în strâmtoare. Cele trei comunicate sunt menționate și confirmate de ambele părți, doar că partea americană nu respectă al treilea comunicat, ca o continuare a comunicatului 2, în care se spune negru pe alb, Statele Unite sistează furnizarea de armament pentru Taiwan. Ori, în ultimii ani, Statele Unite furnizează armament undeva însumat la câteva zeci de miliarde de dolari Taiwanului. Ce populație are Taiwanul? Undeva la 28, dacă nu greșesc, 28-30 de milioane de locuitori. Cât o țară, practic, o țară și în orice fel de țară. Cât Beijingul... Bun, dar practic China nu mai are controlul Taiwanului de foarte mult timp. După 49... Controlul este al administrației taiwaneze. Este al administrației continuată, administrației naționaliste, cum e tradus în jargon. A fost după 1990 o perioadă de câțiva ani în care Kuomintang-ul, Partidul Kuomintang, cumva precursorul naționaliștilor, au deținut controlul la Taiwan, dar la Taipei, dar pentru o foarte puțină perioadă. Mm-hmm. Și care este, care ar fi soluția? Soluția este pe termen lung. Pentru China... că se tot vorbește că următorul război are drept miză Taiwanul. Nu sunt deloc de acord cu asta. De ce? Pentru că Beijingul nu este absolut deloc interesat de un conflict și mesajul cu citat, cu ghilimele, este chinezii nu se vor bate niciodată între ei. Bun, și care ar fi soluția ca Taiwanul pentru, face parte din Republica Populară Chineză, da? Da. Și care e soluția diplomatică sau de altă natură dacă nu există o cale militară și chinezii nu se vor bate niciodată între ei pentru ca să nu mai există problema Taiwan? Am să vă răspund cu... o butadă. În China nu există timp și nu există preț pentru viața individuală. Există viața comunității, există binele comunității, există armonia comunității. Asta ce înseamnă, pe înțelesul tuturor? China nu își propune un timp, o dată anume, pentru readucerea la patria mamă a Taiwanului.
Readucerea administrativă. Da, că... da. Nu. Adică nu există un timp odată. China are timp. Ceea ce... E un proverb chinezesc pe care mi l-a zis la un moment dat Adrian Stase. Apropo de asta, nu știu, dar nu mai știu în ce context, dar e un proverb excepțional. Zice, e suficient să stai pe malul apei, pe malul râului și să ai răbdare, să vezi cum toți banii tăi curg morți la plutin la vale. Cam pe undeva seamănă ideea de timp, de spațiu. Asta e pentru o națiune, mă rog, civilizație până la urmă. Și o națiune care are un miliard și... Un miliard 400 de milioane, de vreo câteva săptămâni India a depășit la nivel numeric, dar diferențele economice sunt net favorabile Chinei. Ce vreau să mai spun legat de Taiwan, contactul economic, schimburile economice între insula Taiwan și zona continentală și mai ales coasta de est a Chinei sunt înfloritoare. Prin urmare, prima eroare majoră a Taipeiului stimulat de America, în de Statele Unite ale Americii în principal, prima eroare va fi cu efect în zona economică. Chinezii din Taiwan... Ai fost vreodată în Taiwan? Nu. Nu, dar am prieteni de la medici, profesori universitari, majoritatea născuți în Taiwan, a Taipei, cu studii în America și care lucrează la Beijing sau în zona continentală. Se vorbește limba chineză, bănesc. Bineînțeles, da. Păi și interesul americanilor care e? Cu Taiwanul. Apropo de interesul americanilor, dincolo de obsesia istorică de a controla totul, da, este acela de a încerca să, așa cum spun chinezii, da, de a limita pe cât posibil, de a reduce viteza de dezvoltare a Chinei. Ori nu poate... Păi economic. Ce legătură? Chinezii prin Taiwan investesc, sau ce? Nu prin Taiwan, pentru că Taiwanul nu poate să fie o piedică economică. Nu, care e problema americanilor cu Taiwanul? În sensul că dau armament și așa mai departe. De este ca o paralelă, deși nu au nici cel mai mic contact pe absolut niciun nivel. Este același argument pentru care americanii au furnizat și au infectat Ucraina cu armament. Păi nu, aici măcar sunt rușii, e un conflict până la urmă și așa mai departe. Puteți face o paralelă forțată și cu ghilimele de rigoare aberante între Rusia, China, Ucraina, Taiwan. Ceea ce nu se înțelege, din punctul meu de vedere, din păcate, nici la Bruxelles în ultima perioadă, este că în timp ce americanii vin să ne spună nouă cum să ne punem inclusiv mobila în casă, chinezii nu acceptă asta nici măcar la nivel de imaginație. Nu la din nivel de discuție. Ori, din păcate, Uniunea Europeană a acceptat ca America să spună cum să-și aranjeze relațiile interne, inclusiv pe relația cu Rusia. Relația economică cu Rusia, Uniunea Europeană, a fost prosperă, relația economică Uniunea Europeană, China, este prosperă. Eu nu cred că Uniunea Europeană își poate permite luxul de a fractura de dragul Americii și de dragul obsesiilor americane de a fractura relația cu China. Bun, dar mesajele pe care le-a dat comisarul european Ursula von der Leyen arată că nu vrea, cel puțin la nivelul ăsta, direct Uniunea Europeană, China să continue. Aș merge chiar mai departe, relativ recent, acum cred că o săptămână, două, un alt reprezentant pentru politică externă, domnul Borrell, a făcut o declarație care pe mine m-a făcut să cred că ori era băut, ori era drogat. În momentul în care a spus că țările Uniunii Europene trebuie să trimită nave de război în sănătoarea Taiwan. Adică în momentul în care faci o astfel de declarație, eu stau să mă gândesc și eu repet formula asta, dacă pe nu ce cumva... Ce nave de război se trimite? Europa nu se poate apăra pe ea, Uniunea Europeană. Nu știu dacă cumva Uniunea Europeană este capabilă să înțeleagă la modul corect, să evalueze corect ce înseamnă China astăzi. La nivel, nu militar, la nivelul determinării, la nivelul conștiinței de sine. Poporul chinez, după ce a trecut, așa cum numesc ei în istorie, cei 100 de ani de umilință, în care a fost China de acum 100 de ani este România de astăzi, în care poporul român nu își mai controlează teritoriul, administrația, economicul, politicul, viitorul, pe scurt.
Și atunci chinezii au în permanentă... Suta de ani care a fost de când până când? În secolul... De la primul război al opiului, în a doua jumătate a secolului XIX până după al doilea război mondial, în care Japonia, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Franța au făcut dominioane. Pe teritoriul Chinei. Da. Deci de la Macao, Hong Kong... 1850-1948. 49 până și-au declarat, proclamat Republica Populară Chineză. Mai departe, că e interesant și în care vedeți perspectiva conștiinței chineze. În momentul în care și-au propus recuperarea, cum spun ei, întoarcerea la patria mamă a Hong Kong, Macao, pe modelul politicii o țară, două sisteme, asta ce înseamnă? Suntem chinezi, dar vă lăsăm să vă autoadministrați. Să aveți sistemul pe care l-ați avut până acum. Asta s-a întâmplat și cu Hong Kong și cu Macao, nu? În principiu. Dacă vă aduceți aminte, până acum 4-5 ani, înainte cu un an, doi de declanșarea pandemiei, la Hong Kong erau așa numitele revoluții, revoluția umbrelelor. O să vă invit și o să-i rog pe cei care urmăresc să caute imagini din Hong Kong cu Revoluția Umbrelelor, să vadă acea strategie aplicată astăzi în Germania și în Franța în timpul conflictelor de stradă. În momentul în care China a asistat absolut orice contact, orice posibilitate de finanțare financiară din exterior spre Hong Kong a mișcărilor, s-au potolit mișcările. Nu ca urmare a unor valuri de alestări, nu ca urmare a unei represiuni sau ceva de genul ăsta. Nu a existat așa ceva. În presa occidentală și preluată și din România, da, au existat niște represiuni, teroare, dictatură, nenorociri, dezmăți. Nu, n-a fost așa ceva. Bun, ne întoarcem la conștiința. Deci China, după 100 de ani de umilință, nu? Acesta este termenul folosit de ei. Teritoriile întoarse la patria mamă, eliminarea acelor zone în care erau controlate de puteri occidentale și... Reconstrucția într-un ritm accelerat în care guvernul central de la Beijing finanțează proiecte de dezvoltare pe absolut toate planurile și ce interesează pe orice om. Sănătate, educație, hrană și siguranță. Toate acestea sunt, dacă vreți, religie în China. Autoritatea nu o vezi așa cum... Pe mine, ce mă șochează de când sunt de 4 săptămâni în România, agresivitatea prezenței autorității la nivel de zgomot. Eu nu înțeleg de ce noaptea, când nu sunt mașini pe stradă, mașinile de poliție merg cu sirena pornită, de ce salvările merg cu sirena pornită. Înțeleg ziua că trebuie să-și facă loc în traficul aglomerat. În China noaptea, nu există asta. În 13 ani jumate de China, eu n-am auzit atâtea sirene cât am auzit de 4 săptămâni. Este o agresivitate pe care înțeleg că este continuată din perioada de pandemie, când nimeni nu avea voie pe stradă în România, dar ei făceau demonstrații prostești. Lucrurile acestea în China nu sunt permise prin lege. Abuzul de stres social este prevăzut în lege, nu ai voie să faci așa ceva. Dar acel control despre care se vorbește cu camere... Există. Există supraveghere 5G pe străzi, dar este folosit în scopul unei temperări a posibilelor derapaje. Nu există... Aș face o comparație și poate fi acceptată, poate nu fi acceptată. Atunci când faci un abuz sau când încalci legea în China, e sancționat imediat. Nu se acumulează un istoric pentru a folosi atunci când ne convine. Am înțeles. Adică automat, în momentul ăla... Ai făcut o sancțiune, să nu se înțeleagă că pentru orice hârtie aruncată pe jos sau pentru trecut pe roșu, nu există așa ceva. Nu există polițai la semafoare. Atunci când se fac filtre, se anunță, sunt poliție masivă în zonele de filtre, noi poți să fii președintele Chinei sau ultimul om născut în China azi, dacă ai încălcat legea, ai consumat alcool sau substanțe sau absolut orice, ești trecut pe dreapta și treci pe firul legii. Nu există, cum să spun, e un scenariu. Noi acumulăm, sentimentul meu este că de foarte mulți ani în România, atunci când persoane publice, politicieni, oameni de afaceri încearcă să se dezvolte, se caută o mică breșă în viața omului.
Și atunci îl distrugem. Nu vezi așa ceva în China. Acolo nu există. Nu există așa ceva. Dar există și expulzări pe de altă parte. Care sunt, la nivelul străinilor, da. Care, la nivelul străinilor, care sunt faptele pentru care ești expulzat pentru totdeauna din China? Adică ce... Cred că cunoașteți exemplul românului vedetă care a stat 8 ani la pușcărie la Shanghai. El nu mai are interdicție pe viață pentru la acces în China. Dar ce nu se știe și nu se vrea știut în China, în România, deși sentința de la Shanghai a fost confirmată de Curtea de Apel Alba, în care se recunosc absolut toate faptele, inclusiv sancțiunea de 8 ani, este că nu pentru 80 de dolari a fost în pușcărie. A fost vorba de foarte multe sute de mii de dolari, spălare de bani, trafic, consum. Și atunci, pentru consum, pentru consum de... substanțe interzise, indiferent ce tip, pentru spălare de bani, pentru prozelitism religios, pentru asocierea sau finanțarea la organizații care sunt considerate teroriste sau care sunt considerate împotriva ordinii de drept, pentru... O grămadă de lucruri. Bun. Deci există, te pot expulza... Da. Și la revedere, China, nu te mai întorci niciodată. Absolut. Dar s-ar putea să fie expulzat după ce petrece acolo o perioadă la cazare gratuit. Dacă, adică faci închisoare în... Da, poți să fii expulzat în 24-48 de ore, depinde ce făceai de tu faptă. Până în momentul ăla în China. Am avut colegi, coleg de radio, care a fost expulzat în 48 de ore. A fost ce a făcut? El n-a făcut nimic, a fost într-un moment nepotrivit, în locul nepotrivit. Am înțeles. Dar pentru că a lucrat într-o instituție de stat, pentru că nu avea un istoric, a fost expulzat. Am înțeles. Bun, deci există un control. Evident. Este, cred că pentru dimensiunile Chinei, populație, forța, capacitatea de mimetismul, să nu vă închipuiți chinezul, un om cu minte, un înger care stă și așteaptă. Nu-i spune partidul ce să facă, nu-i spune statul ce să facă, dar la dimensiunile... Beijingul are 24 de milioane de locuitori, Shanghai are 28, Chongqing are 34 de milioane. Adică în fiecare mare oraș orașe stă țări. O Românie. Da? Orașe țări, mai mari decât România, când ai... Beijingul are 6,5 milioane de mașini. Și totuși traficul acolo... comparativ cu România, nu vorbesc de București, acolo nicio se circulă. Da. Controlul vine de la familie. Ierarhia socială în societatea chineză este dominată și determinată, dirijată de familie. Copiii ascultă de părinți, părinții ascultă de părinții lor, iar dacă trăiești și străbunicii, bătrânul satului, are un cuvânt enorm de mult de spus acolo, pentru că există o transmitere culturală. Ei sunt foarte mândri de ei oriunde sunt în China. Dacă, spre exemplu, șanhaiezii... Trebuie să fie la Shanghai sau da, șanhaiezii, la Beijing sau... când vin în Beijing, să cred un fel de... păstrând proporțiile, sunt bucureștenii care ajung în altă comunitate din România, pentru că au un alt tip de evoluție. Shanghaiezii sunt mai deschiși decât, mai cosmopoliți decât beijinghezii. În Beijing însă ești în cetatea bine protejată, unde nu se întâmplă mai niciodată nimic rău și atunci tu ai un alt tip de liniște. De ce nu se întâmplă niciodată nimic rău? Pentru că nivelul de supraveghere, capacitatea administrativă, educațională, numeric, forțele de ordine sunt altele. Și atunci când sunt evenimente, sunt vizite oficiale, când deci sunt... Deci o cetate perfect controlată, în care nu se poate controlată, întâmpla... păzită și intervențiile sunt de îndată. Deci nu există. Imediat, în momentul în care se întâmplă ceva, există se o intervenție masiv, din partea autorităților, cum ar veni. Da, 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 da. Se intervine Bun. Masiv și se caută... vă dau un exemplu. În 2013 sau 14 a fost un ultim incident major în zona Tiananmen. O mașină a intrat în gardul de protecție și au murit oameni, zeci de victime răniți, în poarta orașului interzis. Până atunci, nu s-a întâmplat, accesul era liber. După acel moment, vorbim de zeci de ore, s-au pus filtre, s-au dublat gardurile adică de protecție. Adică reacția imediată. S-au făcut filtre pentru acces. Acolo Dar trece timpul foarte repede.
Vă ascult. Și din păcate pleci, mai vii peste câțiva ani. Sper la anul. Adrian Păunescu fusese și vorbeam despre China și mă rog, era un prieten al ambasadei și așa mai departe. Nu că era comunist, că e ultimul lucru de care pot să-l acuz pe Adrian Păunescu vreodată este că era comunist. Asta e așa. Și în momentele în care mă plângeam foarte tare, că nu mai pot, că mi-e greu, că... ce, auzi, imaginează-ți ce ar însemna ca în fiecare zi să fii chinez. Și mă bloca de fiecare dată cu asta. Ce înseamnă să fii în fiecare zi chinez? Să mănânci bine, să fii odihnit, să ai un confort psihic, cum spun ei, să fii în armonie cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Asta înseamnă? Asta înseamnă ce anume? Serviciul este foarte clar, nu există... cu cât ești mai sus în ierarhie, și, sau ca observator, cu cât văd mai sus pe cineva într-o poziție, iar dacă are dublată și de o poziție politică, acel lider este cu atât mai umil în fața propriilor colegi pe care el trebuie să-i conducă și să-i coordoneze. Pentru că responsabilitatea este a lui. O să dau din casă. Chinezul nu vrea să-și asume responsabilități. Chinezul vrea să fie condus. Pentru că în momentul în care are responsabilități, el plătește, dacă e nevoie, chiar și cu capul, funcție, familie, bani, liniște, pușcărie. Ori, la noi cumva e răsturnat. Cu cât ești mai sus, cu atât ai impresia că ești nu știu cine. Ce înseamnă să fii chinez? Te cânturi cu pământului. Da. Și te când acolo este, mentalitatea este exact pe dos. Nu poți urca în ierarhie arzând etape. Nu poți urca în ierarhie fără să acumulezi experiența nu minimă necesară. Experiența necesară pentru a avea un cuvânt de spus. Mai mult decât atât, să fii chinez și la nivel de lider înseamnă să asculți, să ai răbdare. De multe ori am discuții cu directorul meu de departament și mă și mir de unde atâta răbdare să mă asculte și pe mine și pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Și atunci când îl vezi că uneori deja acumulează prea mult, iese la o țigară, se întoarce și continuă. Nu pleacă din fața problemelor. De ce? Ăștia nu sunt oameni, Dan. Adică îmi pare rău. Da, nu sunt oameni pe modelul nostru. Bun. Și ideea de a fi și membru de partid, pentru că sunt puțini membri de partid. 97 de milioane, asta 97 înseamnă de undeva sub 400 de milioane. Adică, da, cât? Sub 9% din membrii, din cetățenii Chinei sunt membri de partid. Pentru că și accesul în rândul membrilor, în rândul Partidului Comunist Chinez, nu este o chestiune opțională. Dacă te încadrezi, dacă ai studii, nu studii superioare, 33% din membrii Partidului Comunist Chinez sunt muncitori de rând. Sunt oameni, poate chiar și fără studii, pentru că intenția și dorința Partidului Comunist Chinez este să nu se rupă de propria istorie. Istoria Partidului Comunist Chinez începe cu 21 de membri în 1921, dar având la bază țăranul chinez. Ori interesul și actualei clase politice de la Beijing este de a ridica întreaga societate pornind de la cei mai de jos, nu sprijinindu-i doar pe cei de sus sau stimulând doar marile orașe. Ce pondere mare țăranul chinez în societatea atât de dezvoltată, atât de înaintată și atât de dezvoltată industrial, în primul rând, tehnologic și așa mai departe? Rata urbanizării în China, pe raportările de anul acesta, în urma adunării naționale a reprezentanților poporului, rata urbanizării în China era de 63%. Asta ce înseamnă? Că s-au extins și acolo foarte mult marile orașe, au înglobat ca și la noi zonele limitrofe rurale, dar urbanizare ce înseamnă? Că au dus în mediul rural, în absolut toată China, inclusiv în zona de est, unde ajungi să trăiești la 3-4 mii de metri altitudine, au dus infrastructură, apă, canalizare, aeroport, tot ce înseamnă rețele rutiere de mare viteză, tren de mare viteză. Dezvoltarea, urbanizarea Chinei are în primul rând loc prin dezvoltarea administrativă. Vorba unui prieten, ți se face frică. Numai că cei mai mulți chinezi rămân în China. Pentru că le este mult mai bine și oricum ei când ies din China se concentrează. Este un stil al lor de viață. Paris. Merg în Chinatown. Merg în toată lumea, pentru că au bani. Dar dacă ar fi să iasă, ce s-ar întâmpla cu lumea asta totuși? Cred că e un scenariu SF. Cred că lumea nu e pregătită și nu școala în general la nivel global, cu mici excepții, mici insule, urmăresc foarte mult cercetările făcute de occidentali. Lumea nu e pregătită pentru ceea ce înseamnă China de azi.
Și ce înseamnă China de azi? Determinare, proiect pe minim 30-40 de ani și ținta asumată pe care tu ți-o asumi ca lider. China are două obiective centenare. Unul deja l-a depășit, viza ieșirea întregii societăți chineze din starea de sărăcie și doi, mai are un obiectiv centenar în 2049, suntem abia în 2023, când China trebuie să ajungă, abia atunci spun ei, să ajungă o societate multilateral dezvoltată. Ori dacă păi acum nu mai sunt, să nu... Păi dacă acum nu sunt, când trenurile lor zboară cu 350-400 de kilometri la oră, ieri au testat tren în tunel vacuum cu 1000 de kilometri pe oră. Dacă acum nu sunt dezvoltați, nu știu ce va fi în 49, nu știu dacă mai apucăm. Problema este la că... timpul e mai mult în urmă decât înainte, da? Poate apucăm măcar trenul ăsta cu 1000 de kilometri pe oră. Noi suntem europeni. Să ne uităm și... la el. Da, da, da. Noi suntem europeni și pe mine mă deranjează mai mult și sunt mai atent, evident, și la ce se întâmplă cu Statele Unite și ce se întâmplă în relația cu China, China cu lumea arabă, China cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană vorbește, din păcate, de foarte mulți ani, exclusiv pe mesajele americane și nu vorbesc aici de situația din Ucraina și relația cu Rusia. Vorbesc în general, zici. Da, și, dar în particular pe relația cu China. Și ce observ că face China de anul trecut? A înțeles politica și direcția mesajelor pe care le lansează Comisia von der Leyen și atunci, din păcate, deși există, dacă nu greșesc, peste 80 de agremente bilaterale stabilite și respectate în prezent între China și Uniunea Europeană, dar China a renunțat la dialogul direct cu Comisia Europeană și vizita doamnei von der Leyen acum o lună jumătate, a confirmat două, chestia a confirmat-o asta. Și merge unul la unul. Adică fiecare țară din Uniunea Europeană. Vicepreședintele Chinei a fost zilele acestea în Portugalia și Olanda, iar de săptămâna viitoare începe ministrul chinez de externe și merge, mi-am notat, Germania, Franța și Norvegia. Adică ia țară cu țară și dezvoltă, pentru că, bine, aici e problema României, că România, din punctul ăsta de vedere, nu mai există în relațiile cu China, nu? Doar în memoria lor. Doar în memoria afectivă, culturală, istorică. Se scrie foarte mult, se traduce foarte mult din chineză în limba română și o fac veteranii sinologi. Da, dar uite-te, vorbeai acum de faptul că au văzut ostilitatea la nivelul președinției Comisiei Europene și atunci chinezii fac un lucru foarte simplu. Merg unul la unul, exact cum spuneai. Și dezvoltă contracte comerciale și așa mai departe cu fiecare țară în parte neeuropeană. Lucrul ăsta nu se întâmplă cu România. Pentru că la București nu avem lideri care conduc pentru România. Pe de altă parte, tu invoci de fiecare dată faptul că mesajele americane sunt preluate. Când China până acum 50 de ani nu era mare lucru, da? Se dezvoltă după 90, toată transformarea asta, de 30-40 de ani, să spunem. De 40 de ani. Când Occidentul, lumea liberă de America, e firesc și există o inerție, poate să fie o inerție și de un secol la nivelul istoriei. Dar acum înțeleg, mai ales că locuiești acolo, trăiești acolo, vezi ce se întâmplă și așa mai departe. Apropo de război, după ce a fost președintele Xi, am înțeles că zice Jinping, la această vizită foarte importantă, Rusia a întâlnit cu... S-a schimbat ceva în China, apropo de mesajele Partidului Comunist, al conducerii Partidului Comunist? Mesajul a fost același și înaintea vizitei, și în timpul vizitei, și după vizită. Mesajul principal pe care probabil Uniunea Europeană nu-l aude este acela de pus față în față și revenit la masa negocierilor. Nu știu dacă pe cineva de la Bruxelles interesează treaba asta, iar derapajul grav al lui Borrell... Nu auzisem declarația aia, mi se pare... Pentru mine a fost o surpriză. L-am văzut pe Borrell la Beijing, părea un om echilibrat. Aici este greșeala noastră, că proiectăm asupra șefilor de la Comisia Europeană și a șefilor de stat ca și când ar fi niște supraoameni. Sunt și ei acolo niște oameni, pur și simplu. Sunt niște oameni, dar să știți unii mai slabi, unii mai... Să știți că oamenii aceștia și-au demonstrat o perioadă pandemică. Nu par să lucreze absolut în interesul oamenilor. Asta o să vedem în timp. Istoria
L-am văzut în pandemie, pentru că până la urmă au transformat asta într-un experiment cu ghilimele de rigoare și ai acolo un clasament apropo de investițiile, dacă tot veni vorba despre România, China, cum stăm aici? Noi suntem din cele 27 de state, suntem pe locul 16 la schimburile bilaterale cu China, iar în fața noastră sunt niște țărișoare, Ungaria, Cehia, Slovacia, Finlanda, Austria. Păi da, da, știm. De unde s-a rupt asta? După ce n-a mai fost, după ce a venit... Am să vă citez, odată cu cel fără nume. Da, cel care nu-i se spune numele, în da. În 2011, cu el. Da, în 2011 eram deja la Beijing și într-o ședință de guvern a premierului Bok a făcut o vizită inopinată și a spus, exista două proiecte majore, Tarnița, o rețea de apă și existau Cernavodă, 34. Și s-a dus, care erau în colaborare cu chinezii. Da, și erau deja proiecte stabilite, proiecte pentru care se lucra la detalii deja. Și a venit în ședință și a fost preluată foarte dur de partea chineză, în care a spus să nu aud că merge să cereți bani de la chinezi. N-avem nevoie de bani de la chinezi. A fost momentul de fractură. După care relația diplomatică a început să sufere, a urmat un mandat de ambasador care a răcit relațiile, iar acum suntem într-o fază de aproape sinucidere diplomatică în relația cu China. Ori, în momentul în care noi nu mai avem nici măcar o firmă românească în China, nu mai avem niciun reprezentant economic român în China, sunt români care fac business, sunt români care știu foarte bine piața chineză, dar sunt angajați ai companiilor chinezilor. Ai da. Chinezilor, am da. Înțeles. Bun, am înțeles ce înseamnă să fii chinez în fiecare zi, apropo de mod de trai și așa mai departe. Din punct de vedere cultural, social, din punct de vedere al asta sună comunist, năzuințelor, al ideii de a dezvoltare, de a face școală. Cum văd chinezii asta? Educația este obsesia națională a Chinei. Chiar dacă nu mai există o presiune pe elev. În China sunt 9 ani obligatoriu. Rata de școlarizare pe 9 ani este de 94% plus minus. Dar și fetele mele sunt în sistem. 9 ani ce înseamnă? 9 clase? Sau 9 cum? Clase, 9 da. Clase. Liceul începe din clasa 10-a. Uh-huh. 3 ani. Și după care urmează facultatea, care a rămas pe sistemul vechi 4 ani, după aceea masterat, doctorat. Fetele mele merg la grădiniță în sistemul de stat. Valabil pentru toate tipurile de învățământ. Ai două fete, 4 și 6 ani, da? Da. Pentru toate tipurile de învățământ, începând de la grădiniță. Grădinița la ei începe la 3 ani. Totul este pe bani. Se plătește taxă. Nimic nu este obligatoriu. Nu este nici obligatoriu, dar deci nu este gratuit. Școala o plătești școala. Da, da. Școala de stat. Da. Dacă vrei la privat, atunci trebuie să ai foarte mulți bani. În sensul că pentru fetele mele plătesc lunar în școală, în grădiniță, fiind hrană, programul normal, noi le dăm să facă și sport și un instrument muzical, mm-hmm. să facă diverse. Și echivalentul undeva la 7-8 mii de ioane, asta înseamnă undeva la 1000 și ceva de euro pe lună. Pentru un copil. Pentru amândouă. Pentru fetele. Amândouă, de 500 de dar euro. Dar este un nivel, să spunem, nu cel mai jos. Pentru că mediu. Ne permite. Da, un nivel mediu. Dar dacă mergi la un nivel superior în sistemul de stat sau dacă vrei să mergi în sistemul privat, ajungi să plătești pentru un copil de 4-5 ani în Beijing, Shanghai, marile orașe și 5-10 mii de dolari pe lună taxă de grădiniță. Pentru un copil? Pentru un copil. 5-10 mii de dolari pe lună? Eu am întrebat... La grădiniță? La grădiniță, da. Am întrebat și eu ce poate să asimileze acel copil. Este doar orgoliu. Orgoliu chinezului care a ajuns... Să-l dea la o școală bună, la o grădiniță, la o școală cu care benzi, costă, de fapt. Care costă, care mai ales costă. Pentru că nu, ce poate să învețe un copil la 3, 4, 5 ani, altfel decât la orice altă grădiniță? Mai departe. Dacă mergi în sistemul școlar general, principala caracteristică a școlii chineze este exact școala generală de dinainte de 90, o cultură generală pentru toată lumea. Istoria Chinei există deja din clasa 7-8, intri și în zona de ce aveam noi, materialismul științific. Dar la un nivel foarte jos, nu este un model presant, pentru că asta începe de avea prin clasa 10-11. Istorie,
limba chineză, cultura chineză, tradiții chineze, sport obligatoriu. Uniformele școlare în școala generală din China sunt traininguri, pe care în diferite culori sunt extrem de drăguțe, inclusiv la grădiniță. Au costumație de vară, au costumație de iarnă. Deci copiii merg în training la școală, practic. Și să face sport, sunt școli care au propriile stadioane. Sunt școli care au fost modificate de așa manieră încât pe acoperiș sunt stadioane. Ce mai înseamnă educația chineză astăzi? O să pară probabil ridicol pentru poporul român. De când este președintele Xi Jinping în funcție, vorbind după 2013, a fost declanșat... E la al doilea mandat acum. Al treilea da. Acum, da? Și pentru fără prima dată... După Mao este primul președinte care rămâne mai mult de 10 ani. Nu am înțeles. Adică la al treilea mandat, da. Unul dintre proiectele personale, asumate personal, a fost revoluția toaletelor. Dezvoltă. Este inimaginabil să vedeți în China ce înseamnă o toaletă publică. În primul rând pentru că este gratuită, în al doilea rând pentru că poți să dormi sau, cum spunem noi, poți să lingi pe jos. Uh-huh. Și vorbim de urban. Dacă mergi în zone turistice de 5A, ei nu sunt cu stele, sunt 5A, uh-huh, maxim. Păi vrei să locuiești în asemenea toalete. Dezvoltarea asta pentru că a fost social, o problemă. A fost o problemă uriașă, care și prin dezvoltarea, prin revoluția toaletelor, a fost eliminată problema socială de sănătate, efectele colaterale. Da. Grija asta a societății nu e o grijă politică, este o grijă a societății, pentru că eliminând cauzele problemelor, tu poți să folosești resurse financiare în domenii într-adevăr importante pentru oraș. Și știu că mai e și ambiția copiilor de a învăța carte, pentru că acolo ai carte, ai parte, în sensul cel mai bun al cuvântului. Ai carte, ai parte. Eu știu că odată... Iartă-mă de la Florin Constantiniu, Dumnezeu să-l ierte, că era legată de cartea de pământ, cartea funciară. Dar mă rog, te știu, vor să facă asta, au întotdeauna conștiința de a învăța, de a ajunge mai bine. Știu că odată ce școală... Nu vor să fie maneliști sau vedete? Au... Vă dați seama Lumea că... Lumea zi! Nu au manele, au hip-hopări. E inclusiv... Lasă manelele, că am glumit apropo de asta, că cei mai mulți dintre români sau în școală, modelele lor sunt maneliștii. Nu există așa. Bun. Deci ideea de... Școala de a învăța, este, de a ajunge... Școala este extrem de serioasă. Școala este extrem de serioasă, dar iar contactul dintre mediul, cadrele didactice și părinți este una, contactul este permanent. De la grădiniță până dincolo de facultate, părintele știe ce face elevul, iar în momentul în care elevul are o tentație de derapaj, școala te anunță. Și când există deci își doresc să facă școală, să aibă carte, să ajungă să înainteze pe scara socială. Evident. E o determinare la nivelul fiecarei familii. Pentru că în momentul e o în care, chestie de... În momentul în care ai studii superioare, spre exemplu, și tu vrei să deschizi o afacere, pentru simplu fapt că tu ai o diplomă universitară sau poate mai sus, da? Sprijinul statului pentru ideea ta de business este mai mare. La bancă. Peste tot. Absolut. 3 minute mai avem. Vorbește-ne despre tehnologia informației, despre telefoane 5G la 6G. Ce înseamnă asta pentru China? Cât de departe au ajuns? Suntem într-o televiziune. Am să vă spun că China emite deja de 2 ani în sistem 8K. Jocurile olimpice de iarnă de anul trecut de la Beijing. 8K. 8K. Internetul este folosit și bănuiesc că asta se întâmplă și în Occident. Medicii sunt la Shanghai sau Beijing și fac operații chirurgicale pe creier în Tibet la 4-5 mii de kilometri. Pentru că tehnologia 5G, 6G, se lucrează la 7G, este folosită în primul rând în sprijin social. Este folosită și în zona de supraveghere. Pentru asta e folosită mai dacă mult. Dacă tot e... Pentru zona asta de calmare sociale sunt folosite creditele sociale. Dar trebuie să faci ceva destul orașul de grav. Orașul de 15 minute despre care se discută aici, că este deja e o conspirație, am înțeles că vine din China. Dar modelul din China este altul. Autoritatea este obligată prin lege să asigure că de la locul, de la
Dumneavoastră locuiți pe strada locul X, locul în care stă, da, chinezul. În 15 minute să găsească toate serviciile, nu să nu depășească. Policlinică. Magazin, farmacie, policlinică, soluții pentru problemele administrative, primărie. Doar în orașele mari, în locurile urbane sau peste tot? Peste tot, inclusiv. O comună din China are câteva milioane de locuitori. Comună? O comună. Comună din China. Și practic... În 15 minute să ajungă, să aibă acces la orice. Pe om, să ajungă, păi și în Europa de ce e altfel? Nu știu. Nu știu, nu te pricep la Europa. O să vedem, o să discutăm despre asta aici. Bun. Mai aveam o singură întrebare. Legată de faptul că în momentul în care chinezii, de la tine știu, încep un proiect... În momentul în care ai spus că au început proiectul, ei l-au terminat, deci sunt aproape de final. Sunt cel puțin 35-45% când au anunțat, deja lucrurile sunt de mult demarate. De ce? Pentru că în momentul în care își propun ceva, se întâlnesc toți competenții la modul foarte serios pe subiectul respectiv și discuțiile sunt obositoare, sunt de lungă durată. După ce toată lumea a ajuns la concluzia că asta e cea mai bună soluție, în timpul ăsta, o altă echipă adună resursele, adună oamenii cei mai pricepuți, adună cele mai bune tehnologii. Și când am tras start, am plecat. Ultima întrebare. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat în China? Să mai am puțin mai multă răbdare. Inclusiv cu mine. Și ai învățat? Ești pe cale. Mă strădui. Știți de ce trăiesc chinezii mult? Pentru că au conștiința timpului. Chinezii trăiesc simultan în 4-5 mii de ani de istorie, trăiesc în condiția că urmează și altceva, nu contează clipa asta. Ori noi în România observ la că noi, la noi e totul contra cronometru și la noi trăim clipa. Mulțumesc că a fost Dan Tomozei. O să, în funcție de evenimente, o să facem corespondențe. Poate trece și la noi 8K ăla sau cum era. La noi acum e apărut la televizor că am un program 4K. Deci e mult până departe. Dacă mai dați voi idee. Da, vă rog. Poate românii, poate românii, măcar românii, ar putea să treacă dincolo de șabloane și dincolo de manipularea pe care o văd și ridicolă, și grosieră, și prostească cu privire la, inclusiv la ceea ce înseamnă Rusia. Nu poți reduce o țară la o etichetă, nu poți reduce un lider, un regim politic. General valabil în orice, Dan. Numai că astea sunt... E greu să depășim starea de etichetă în România. Cu asta ne ocupăm. Hai să deschidem un restaurant chinezesc adevărat în România. Dar cu material din China. Păi nu, să fie un restaurant chinezesc adevărat, cu ingrediente din China și așa mai departe. Pentru că altfel... totul aici e europenizat. N-are niciun sens să vii să faci mâncare chinezească cu ingrediente din Europa. Mulțumesc că a fost Dan Tomozei. Ne mai auzim, ne mai vedem, Dan. Mulțumesc mult pentru... A trebuit să faci chestia asta, adică a trebuit să faci chestia asta, un fel de podcast în care câteva minute în fiecare zi sau să povestești despre ce înseamnă China. Am dat drumul înainte să plec, am făcut o pauză cât am fost în România, cât am venit în concediu, dincolo de Marele Zid și încerc să iau principalele teme. Frumos, sunt 4-5, interesant. 4-5 minute. Asta e o chestie extraordinară. Uite, o să le urmăresc. Mulțumesc, Dan Tomozei, ne oprim aici. Misiunea noastră se încheie aici. Se încheie aici. Țineți aproape.